Salut, prieteni, sunt Angel și astăzi vom vorbi despre umeri. Umerii, deseori neglijați, dar în schimb îți dau acest aspect mai lat, în special deltoidul median, vedeți acea parte de aici, care îți oferă o rotunjime și pare mai lat. Umerii au trei părți, partea din față, partea laterală și partea din spate, sau deltoidul frontal, deltoidul median și deltoidul posterior. Acestea au trei funcții simple: de a ridica brațul în față, de a ridica brațul în lateral și de a duce brațul în spate. Acum, într-un antrenament, noi trebuie să ne asigurăm că ne lucrăm toate cele trei părți. De foarte multe ori se pune accent pe partea din fața umărului, parte care deja este oarecum lucrată în momentul în care facem pieptul, deci are tensiune și de acolo, și se neglijează partea din spate sau partea mediană și de asta nu vom avea un umăr complet. În momentul, vedeți, și la mine am această problemă. Umărul ar trebui să fie oarecum mai mult spre formă rotundă, dar partea din spate este subdezvoltată în comparație cu partea din față. Și lucrăm la acest lucru pentru a echilibra umărul și a avea o simetrie. Probabil una dintre cele mai mari greșeli în momentul în care ne lucrăm umerii ar fi că ne concentrăm foarte mult pe exercițiile de împins. În momentul în care împingem, fie că este cu bară, fie că este cu ganterele, în momentul în care împingem, cel mai mult lucrează partea din față a umărului. Este pe mișcarea de împins. Partea laterală lucrează foarte puțin și partea posterioară lucrează aproape deloc. O altă greșeală care apare în special la ridicările laterale ar fi că încorporăm foarte mult trapezul, adică mișcarea arată ceva de genul ăsta. Dacă vedeți aici, dacă vă uitați în zonă, cum este această mișcare, aici lucrează mai mult trapezul decât umerii și se poate vedea și din spate ar fi mișcarea aceasta. În mod normal, noi vrem să stăm cu spatele drept și să ne lucrăm doar umărul. Mișcarea trebuie să fie așa. Fie că este ridicare perfect laterală, fie că ducem la 45 de grade, fie că ducem frontal, nu vrem să incorporăm foarte mult trapezul. Partea laterală se antrenează cu ridicările laterale, adică vom face aceste ridicări. Acestea se pot face de mai multe feluri. Putem duce brațele foarte puțin în față și vom lucra. Putem duce brațele perfect în lateral sau ne putem apleca foarte puțin pe față, cu brațele plecând din fața corpului și să ducem brațele perfect în lateral. Încercați aceste trei variante să vedeți pe care o simțiți cel mai bine. Apoi, deltoidul frontal, după cum am zis, se lucrează în exercițiile de împins sau în ridicările frontale. În momentul în care palma este în poziție de pronație, adică este cu fața în jos, vom lucra puțin și partea laterală, pentru că dacă vedeți, când ridici, se va incorpora puțin și partea laterală. Dacă vom schimba în poziție neutră, adică ciocan, și vom duce brațul în față, veți vedea mai mult lucrează partea din față. Pentru a lucra partea din spate a umărului trebuie să fie mișcarea de fluturare inversă, adică ca și cum am face fluturări pentru piept, doar că invers. Și avem aici. Și în cazul acesta, dacă ținem ganterele față în față, vom lucra puțin și deltoidul median, pentru că la fel, când se ridică, se va ridica și deltoidul median. Dacă vom schimba poziția ganterelor așa, vom izola mai mult partea din spate. Apoi, am văzut iarăși, ca și la ridicările laterale, o greșeală când facem fluturări inverse este că încercăm să punem greutate foarte mare. Dar dacă stăm și ne gândim, deltoidul posterior este un mușchi foarte mic. Adică dacă ne uităm la el, este exact partea aceasta din spate. Este un mușchi mic, nu va putea ridica greutăți mari. Deci este foarte clar, în momentul în care iei greutăți mari, va lucra spatele. Atunci când facem fluturări inverse, nu ne interesează să strângem spatele, să arate mișcarea așa. Ne interesează ca spatele să stea relaxat și noi să ne lucrăm doar umărul. Și aceste exerciții se pot varia, adică fluturările inverse se pot face din picioare, se pot face în momentul în care ne așezăm pe o bancă înclinată, se pot face la scripeți, de exemplu putem muta scripeții sus și vom face aici. Haideți să vedeți și invers.
De aici, după cum am zis, spatele relaxat și tragem în exterior. La ridicările laterale, aceeași poveste. Dacă putem face stând drept, dar plecând de lângă picioare, facem ridicări laterale. Putem să ducem brațul puțin în față să vedeți, pentru că de foarte multe ori aici, cei care sunt dominanți trapez, intră foarte mult trapezul în momentul în care ridici perfect pe lângă corp. Dacă muți un pic în față, trapezul se relaxează și te vei putea concentra mai mult pe umăr. Dacă te apleci puțin pe față și ai această mișcare, la fel, trapezul este mai relaxat. Și încă un exercițiu care este foarte bun pentru partea din spate a umărului, pentru deltoidul posterior, ar fi acest ramat cu frânghia către față. Aici este important ca coatele să stea sus și să ne gândim că mijlocul frânghiei trebuie să ne ajungă către nas. Aici. Este foarte important să ne lucrăm partea din spate a umărului și din cauza poziției. Stăm toată ziua la calculator și poziția noastră tinde să fie cu umerii rotiți pe față, să fie așa, gen gorilă. Stăm cu umerii rotiți pe față, stăm gheboși la calculator sau pe telefon. Și atunci când lucrăm partea din spate a umărului, acesta se echilibrează și reușim să ne poziționăm, să ne corectăm postura. Sper că v-a ajutat, prieteni. Nu uitați să dați un like, nu uitați să vă abonați și Fitness Nation pe data viitoare. Pa!